La atmosferă triumfătoare la Congresul PSD astăzi, Viorica Dăncilă a fost desemnată în mod oficial candidatul formațiunii pentru Cotroceni. Președintele PSD s-a declarat convinsă că va fi primul președinte femeie din România, iar socialdemocrații au prezentat-o ca pe o învingătoare. A intrat în sală pe muzica filmului Rocky 3, iar discursul său a ridicat sala în picioare. Viorica Dăncilă a apărut ca o învingătoare pe acordurile celebrei melodii Eye of the Tiger la Congresul PSD cu 15 minute întârziere. Îmbrăcată în alb, l-a avut în permanență lângă ea pe soțul ei și a fost urmată îndeaproape de Eugen Teodorovici și Mihai Fifor. Cei trei au făcut cărare printre sutele de delegați care au sărit să dea mâna cu liderul lor. Minute în șir, Viorica Dăncilă a strâns mâini, s-a pupat și îmbrățișat cu oricine a dorit. Congresul extraordinar al PSD pentru desemnarea candidatului la prezidențiale a fost o formalitate, de fapt. Rezultatul votului nu a creat surprize, fiind validată în unanimitate. Chiar și așa, Viorica Dăncilă a fost vizibil emoționată. Stimați colegi, dați-mi voie să vă spun că, în unanimitate, Congresul Partidului Social Democrat a decis să o desemneze pe doamna Viorica Dăncilă, prim-ministru și președinte al partidului, ca și candidat la alegerile prezidențiale din acest an. Au curs apoi laudele Vioricăi Dăncilă pentru sine și pentru guvernul său. Sunt un om ca oricare altul, un om dintre oameni. M-am născut într-un oraș mic din România, într-o familie de oameni simpli, sunt inginer și în același timp am fost 8 ani profesor de liceu. Astăzi sunt soție, sunt mamă, am o familie frumoasă pe care o iubesc enorm și care mi-a stat mereu alături. Orice lucru pe care l-am făcut și orice decizie pe care am luat-o, atât ca om, cât și dintr-o funcție politică, a fost pentru a ajuta mame, copii, tineri, pensionari. Sunt și voi rămâne mereu alături de oameni. A fost aplaudată furtunos când l-a atacat pe Klaus Iohannis. Să-ți amintești de poporul român după 5 ani în campanie este o dovadă de cinism. Este o dovadă de dispreț pentru cei care au avut încredere în tine să le fie alături. Pentru cel ce promitea lucrul bine făcut, pare că ceasul a stat de mult. Pentru noi, toți ceilalți, au trecut 5 ani de nimic. Viorica Dăncilă nu a ezitat să joace cartea feministă. Sunt singurul candidat care își asumă guvernarea țării. Sunt mai puternică decât toți acești bărbați care nu fac altceva decât să țipe de pe margine. Știu că pot să fac acest lucru și știu că alături de voi voi fi primul președinte femeie al României. Dumnezeu să ne ajute! Rog președintele executiv, secretarul general, să vină alături de mine. Rog colegi să vină alături de mine, suntem o echipă.